Europa ar putea fi unul dintre puținele locuri accesibile în care viața ar putea lua naștere și persista. Fără să vrem, privirile noastre se îndreaptă din nou spre stele, în timp ce continuăm să ne punem întrebarea care a frământat omenirea din timpurile străvechi. Suntem singuri? Deși există mai multe locuri din sistemul solar, dintre care putem alege pentru a ne desfășura căutarea vieții dincolo de Pământ, inclusiv Marte și lunile lui Saturn, Titan și Enceladus, un corp planetar care orbitează în jurul celei mai mari planete din sistemul solar a stârnit interesul oamenilor de știință încă din anii 1970. Europa, luna lui Jupiter, cu oceanul său interior, suprafața predominant lipsită de cratere și încrucișările de fisuri și creste care acoperă emisfere întregi, face să fie unul dintre cele mai fascinante corpuri planetare observate vreodată. Aceste trăsături geologice unice pot indica prezența apei lichide, care călătorește la suprafață din oceanul său profund, ceea ce face din Europa un punct fierbinte pentru explorarea și studiul vieții dincolo de Pământ, cunoscut și sub numele de astrobiologie. Există deja dovezi că această apă lichidă a ajuns la suprafață sub forma a ceea ce este cunoscut sub numele de teren haotic. Aceasta este o topografie extrem de perturbată în care blocuri de gheață s-au desprins, s-au deplasat și apoi au înghețat din nou la suprafață din cauza lipsei de atmosferă și a faptului că au fost expuse direct la vidul din spațiu. Vastul ocean al Europei se învârte sub crusta sa de gheață, în ciuda distanței incredibile a lunii față de soare, ceea ce o plasează mult dincolo de zona locuibilă a stelei noastre, care este punctul ideal în care apa lichidă poate exista la suprafața unei planete. În schimb, acest ocean există datorită a ceea ce se numește încălzirea mareică, adică întinderea și comprimarea constantă pe care micuța lună o suportă în timp ce orbitează în jurul mult mai masivului Jupiter de-a lungul orbitei sale eliptice.